La un nou video. În vlogul de azi ajungem în Denizli, un oraș care ne-a surprins plăcut. Știam despre Denizli pentru că e orașul cel mai apropiat de Pamukkale, dar nu ne așteptam să ne placă așa de mult atmosfera din oraș și să ne simțim așa de bine. Am plecat dimineața foarte devreme din Istanbul cu trenul spre Denizli. Nu am găsit un tren care să ne ducă direct în Denizli, așa că a fost nevoie să schimbăm în Eskişehir. Până în Eskişehir am avut un tren de mare viteză care era foarte, foarte curat și confortabil și spațios. Până și la baie era curat. Era prima dată când mergeam cu trenul în Turcia și prima impresie a fost una foarte plăcută. Pe lângă asta era și foarte ușor să-ți cumperi biletul online. Se intră pe pagina căilor ferate turcești și acolo se selectează limba engleză, dacă nu știi limba turcă. Se selectează ruta pe care dorești să călătorești și data călătoriei, evident. După care o să apară o listă cu trenuri. În funcție de destinație poate să fie un singur tren sau poate să fie mai multe trenuri. În funcție de ora dorită trebuie să selectat trenul. După care o să apară vagoanele disponibile pentru a fi cumpărate bilete online. Pentru că nu toate biletele sunt disponibile doar online. Și în funcție de locurile rămase libere se selectează locurile pe scaune. Fiind vorba de o țară predominant musulmană, când alegi locul în tren, trebuie să selectezi și genul sau sexul persoanei care urmează să călătorească. Dacă cumperi bilete pentru mai multe persoane o singură dată, poți selecta bărbat lângă femeie în același timp. Dacă, în schimb, să zicem, ești o singură persoană și vrei să cumperi doar pentru o femeie, nu poți alege un loc lângă bărbat. E important de menționat că odată ce cumperi biletele online, trebuie completate și numele, prenumele și pașaportul călătorului. După care o să se afișeze prețul total și trebuie introdus datele de contact, numărul de telefon și e-mailul. Noi am căutat doar e-mailul pentru că nu aveam număr de Turcia și am înțeles că nu se poate decât cu număr de Turcia să completezi acolo la număr de telefon. Ulterior o să primești suma totală de plată și odată ce ai făcut plata online cu cardul, o să primești biletele pe e-mail. Și e suficient să ai biletul în varianta online pentru a fi scanat codul QR în momentul în care ești în tren. Ajuns în gara din Eskişehir, a fost nevoie să așteptăm o oră. Cam o oră jumătate, da. Și după ne-am urcat în trenul spre Denizli. Ai știut telefonul la Denizli, dacă nu? Păi cred că, nu știu. Uite că ne-am făcut semn. Și trenul ăsta era foarte curat și avea loc la picioare și era confortabil. Și ca o paranteză, de ce eram eu surprinsă de faptul că erau curate și trenurile și feribotul în Istanbul, pentru că noi, înainte de Turcia, fusesem în Egipt și acolo majoritatea locurilor erau destul de murdare și totodată aveam în minte povești ale turiștilor care mergeau la All Inclusive în Antalya și de foarte multe ori se plângeau de faptul că era mizerie în cameră sau că mâncarea nu era ok, sau plăteau ceva și primeau altceva. Și cumva mă gândeam că poate standardele lor de curățenie sunt așa și așa. Dar nu e deloc așa. Sunt foarte curați și asta se vede peste tot pe unde mergi. Cum ziceam, și trenul ăsta era foarte curat. Ne și gândeam că poate nu e permis să mănânci în tren, pentru că nu vedeam
nici o firmitură, un ambalaj, o ceva și chiar ne gândeam că poate nu avem voie să mâncăm în tren. A fost tot foarte ok, am putut să lucrăm pentru... era foarte confortabil. În situațiile astea când merg cu un tren așa de curat îmi dau seama cât confort mental îmi dă toată chestia asta și cum stai așa mult mai relaxat pe un scaun care e curat decât pe unul care e lipicios sau mai știu eu. Atmosfera în tren a fost foarte ok, oamenii erau primitori, zâmbitori, trenurile aveau și vagon-restaurant, deci pot să spun că a fost o călătorie foarte confortabilă cu trenul, chiar dacă am mers în total undeva la 12 ore. Și am ajuns în Denizli exact la ora specificată pe bilet. Da, fără întârziere. Fără nici măcar un minut de întârziere. Și până în Denizli. Și ne-a costat în jur de 55 de lei de persoană. Vorbesc aici de ambele bilete de tren, pentru că nu mai știu cât au costat fiecare. Am ajuns în Denizli seara și distanța de la gară până la cazarea pe care o aveam rezervată era mică și ne-am hotărât să mergem pe jos. Am ajuns rapid în locul în care era blocul de apartamente, doar că străduțele erau destul de întortocheate și nu reușeam să găsim blocul de apartamente. Și ne-au ajutat niște localnici, chiar dacă nu reușeam să ne înțelegem în engleză cu ei. La ei în felul următor, dacă le ceri ajutorul pe stradă și nu te înțeleg, fie că e vorba de un tânăr sau o persoană mai în vârstă, ei imediat își scot telefonul și încep să traducă cu Google Translate. Nu te lasă până când nu îți rezolvă problema sau până nu te ajută în vreun fel. Așa s-a întâmplat și acum. Imediat ne-au cerut numărul de telefon pe care îl aveam pe rezervare. L-au sunat pe omul de la recepție, au vorbit cu el și ne-au dus fix în fața cazării. Și încă din prima seară am avut astfel contact cu ospitalitatea oamenilor din Denizli. Cazarea o rezervasem prin Airbnb, era un apartament într-un bloc de apartamente care se închiriau în regim hotelier și era foarte curat. Poate mă repet cu chestia asta, dar era curat. Și plăteam aici în jur de 90 de lei pe noapte. Luasem cazare inițial pentru 5 nopți, pentru că aveam un plan să mergem doar la Pamukkale, fiind cel mai apropiat oraș mare de Pamukkale. Dar după a doua zi deja în care ne-a simțit foarte bine în oraș, ne-am decis că o să rămânem aici 2 săptămâni. A doua zi am ieșit să luăm contact cu orașul. Am plecat așa pe jos, prin împrejurim. Orașul nu e foarte mare, dar e suficient de mare
încât să ai la dispoziție tot ce trebuie. Cazarea fiind undeva într-o zonă destul de centrală, aproape de autogară și de gară, ne era destul de ușor să ajungem în zona pieței, în zonele unde erau multe magazine, și în același timp să avem contact și cu partea centrală a orașului. Turistică. Din acest motiv, oamenii când ne vedeau pe stradă se uitau puțin. Erau așa mirați, dar în sensul bun, adică Da. nu te simțeai. Da, zâmbeau, Da. ziceau bine ai venit în turcă, te întrebau Da. de unde ești, dacă știi turcă, pentru că engleză ei vorbeau, dar nu la fel ca în Istanbul, de exemplu. Și în prima zi am ieșit să ne facem cumpărăturile și să ne interesăm puțin de transportul comun, pentru că aveau o rețea de transport comun foarte bine pusă la punct și urma să ne deplasăm destul de mult cu autobuzele în oraș și chiar ne-am făcut un card pentru transportul în comun care era foarte ieftin, undeva la 50 de bani călătoria. Da, așa ceva. Deci asta vine 20 de cenți, sau mai puțin. Centrul orașului e o fântână mare cu un cocoș, cocoșul Denizli, și asta pentru că simbolul orașului este cocoșul. Au cocoșul inclusiv pe sigla orașului. Am cocoșul peste tot. Da. Inclusiv pe sigla echipei de fotbal, peste tot este cocoșul Denizli. Pentru că e o rasă unică de cocoș, să zic așa, originală din Denizli. Câteodată se și numește Da. cocoșul Denizli. Da, cocoșul se numește Denizli după oraș, nu Da, invers. pe-aia am zis. Denizli este o rasă de cocoș renumită pentru abilitățile sale de a cânta lung. Un cocoș poate să cânte un cucurigu lung de 20-25 de secunde. Chiar dacă Pamukkale este la doar 20 km de Denizli, cei mai mulți dintre turiști sau vizitatori care ajung în zona Pamukkale nici măcar nu se opresc în Denizli, pentru că foarte mulți vin doar cu excursii de o zi. Și atunci ajung la Pamukkale și cumva evită sau ocolesc orașul. Și poate de asta ne-a și plăcut așa de mult, pentru că nu e un oraș turistic, nu sunt foarte mulți oameni care să te abordeze să-ți vândă suveniruri sau excursii. Ești liber să descoperi viața locală și să experimentezi viața pe care ei o trăiesc. Era ca și cum am trăit într-un oraș din Turcia, unde turismul nu e atât de Dezvoltat. dezvoltat. Denizli este mai degrabă un oraș cunoscut pentru partea de agricultură și de industrie. Pe asta se bazează foarte mult economia. Thank you.
la un moment dat am și intrat într-un restaurant ca să încercăm pide turcești. Mai mâncasem în România, doar că voiam să știm exact cum e aici la ei, la casă. Și le găsești peste tot. Sunt foarte multe restaurante care vând pide și de cele mai multe ori le prepar în fața ta. Mesele sunt așa în jurul cuptorului și vezi exact ce se întâmplă și cum se prepară. Și asta e un semn că ei nu se ascund deloc de client, să zic așa, în referitor la cum arată bucătăria, la cât de curată este, cum lucrează cu alimentele. Majoritatea restaurantelor mici, nu mă refer la restaurantele mai exclusiviste, majoritatea sunt afaceri de familie. Vezi întreaga familie cum lucrează împreună cu copiii și asta cumva îți dă așa un sentiment fain, pentru că... Te simți ca și cum ai fi invitat la cineva acasă. Da, da, exact. Chiar dacă e un restaurant deschis publicului. În același timp îi vezi fericiți de faptul că le-ai trecut pragul, știi? Parcă nu simt că muncesc, așa. Sunt fericiți chiar și atunci când sunt la muncă. Orașul în sine este foarte drăguț, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că e așa o atmosferă de un amestec de oameni în vârstă cu foarte mulți tineri. Principala stradă unde sunt și magazine și restaurante, e foarte animată tot timpul, aproape de dimineața până seara. Dar nu simți că e un oraș aglomerat ca o mare capitală sau ca un oraș foarte mare. Peisajul e foarte frumos pentru că în depărtare se văd munții, care sunt la doar câțiva kilometri de oraș. În același timp sunt și palmieri pe strada principală. E așa un contrast de peisaje. Pe ansamblu, orașul arată foarte bine, chiar și în partea care nu este neapărat în zona centrală. Sunt multe clădiri moderne pentru concerte, pentru tot felul de evenimente și e foarte curat. Deci chiar și ne-am plimbat și prin cartiere mai puțin centrale, să zic așa, și peste tot aproape era curat sau foarte curat. Dincolo de partea centrală și zona unde sunt magazine și restaurante, Denizlia are foarte multe oportunități de petrecerea timpului liber și în împrejurimi. Sunt gândite pentru localnici, dar și dacă ești turist sau vizitator în Denizlia, te poți bucura foarte bine de aceste oportunități. Dar aceste locuri le vom descoperi noi în videoul următor. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem data viitoare!